Salut și bine am găsit la un vlog mai special. Astăzi o să facem un mic unboxing. Iar băieți, înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul și de like și de subscribe. Dacă mai aveți unboxing-uri, știți că v-am spus în și video anterior când am deschis pachetul ăla cu jucători, am spus că cred într-o lună, două maxim o să am un colet de deschis, adică un unboxing, și chiar acum în 3, 2, 1 vă arăt. Cam acesta este unboxing-ul nostru. Cam acesta este ăsta unboxing-ul, dar stați un pic. Așa băieți, am revenit. Deci acesta este coletul nostru de astăzi. Și o să vă las pe voi, dacă ați ajuns până aici la vlog, să ghiceți ce credeți că mi-am cumpărat eu. Așadar, hai să trecem la desfăcut. O secundă. Am luat aici și cu Titania. Frumos. Așadar, o să fie o problemă că nu știu cum să pun cadru. Sau, atunci o să revin când tai eu ușor, ușor, că nu știu cum să pun cadru. Și na, revin imediat. Așa băieți, deci l-am tăiat puțin, am revenit destul de repede pentru că, stai să-l dau mai aici lângă mine. L-am desfăcut puțin, vedeți de aici, de la vârf. Așa că o să-l scoatem ușor. O să rup ușor cu mâna. Iar o să vă las 5 secunde să ghiciți ce credeți că mi-am cumpărat eu. Așa. Bun. Bun, băieți. Iar 1. Deci scrieți acolo în comentarii ce credeți că mi-am cumpărat eu. O să vă las 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum să vă arăt ce mi-am cumpărat. Da. O secundă. Așa băieți, hai că am mai tăiat puțin de aici. Hai să vă arăt imediat. Punem așa. Sper să se vadă, că se văd pernele, dar asta e partea a doua. Vedeți aici deja ceva albastru. Așa. O secundă. Stați așa băieți. Așa băieți, deci mi-am cumpărat, doamnelor și domnilor, ușor să pun de aici. Hai să-l punem, uite așa, cred că se vede perfect, ușor. Așa băieți, doamnelor și domnilor, mi-am cumpărat un controller de PS4 aici, frumos, pentru că, da, nu prea se vede. Probabil o să spuneți că este negru. Nu, nu este negru. Mi l-am cumpărat pe o culoare albastră. Pentru că celălalt controller nu mai merge foarte bine. Așa că a trebuit să-mi cumpăr un nou controller. Uitați-vă. Avem și aici. Exact cum se folosește. Bine, că eu știu cum se folosește. Dar avem aici și instrucțiuni cum se folosește acest controller. Cam asta este, cam asta mi-am dat comandă. Vedeți, este de la Chic, sau cum se citește, 4 wireless controller. Am acesta este controllerul. Avem și aici de unde se desface. Așa. Dați că cu o mână, v-am spus, e extrem de greu. Da, trebuie desfăcut. Stați așa că revin când îl desfac. Așa băieți, da, știu că nu prea l-am desfăcut frumos, am cam rupt cutia, dar cam asta este unboxing-ul nostru de astăzi. Ușor, punem așa laterală, ușor, pe această parte, știu că mi-a căzut de aici din cutie, hop, cam asta este cutia, pe aici l-am scos. În mod normal aici trebuia să fie controllerul cutie, dar cam acesta este controllerul, dragi prieteni. Hai să aprind și puțin becul să-l vedeți. Așadar, fraților, exact cum v-am spus, pentru că o să-mi dai o comandă de un unboxing, o comandă de ceva. Uitați-vă aici, mi-am cumpărat un controller de PS4, cum v-am spus și mai devreme, pe culoare albastră. Am zis să schimb puțin, să nu-mi iau tot negru, să-mi iau un albastru deschis. Sau închis, cred, da, mai mult e închis, dar mă rog. Cam acesta este controllerul, v-am mai spus odată. Mi-am luat acest controller de PS4
și acest control, pentru că celălalt nu prea mai merge bine și l-am și de 2 ani. Așadar, cam acesta este controllerul. Nu știu ce să vă mai arăt altceva. Dacă sunteți curioși și cât am dat, puteți să căutați acolo. Puteți că vă arăt de unde mi l-am luat. Scrieți așa pe Google și o să vă dea controller. Controller de PS4 pe culoare albastră și o să vedeți acolo. Sau dacă vă pun eu link-ul în descriere cât am dat pe el, ca să nu vă spun aici pe videoclip. Asta este carcasa lui. El în mod normal așa a venit. Ceva de genul. Stați că am încurcat, scuzați. El ceva de genul a venit. Sau nu știu exact cum l-a pus. Deci el era, uite așa. El așa a venit. Băgat așa. Doar că eu când l-am scos pe spate, dar nu mai contează. Deci băieți, cam acesta este controllerul meu. Cam acesta a fost și unboxing-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo multe like-uri. Să strângeți și noi 10 like-uri, 15 like-uri la acest unboxing. Pentru că m-am chinuit. Ați văzut, e destul de greu să faci unboxing-uri singur. Să le desfaci. Dacă mai aveam pe cineva care să filmeze, să mă filmeze când îl desfăceam, era mult mai bine. Dar așa, din păcate, a fost greu că trebuia să fac totul cu o singură mână. Sau măcar dacă aveam un cadru, doamne, un de la, nu mai știu cum se numește, de pui telefonul și filmezi. Dar poate o să-mi dau comandă și de un de la, cine știe. Deci cam acesta a fost videoclipul de astăzi, unboxing-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și de subscribe, să dați și voi acolo multe like-uri. Și noi ne auzim data viitoare. Ciao!